Ioan 20. În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric. Și a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. A alergat la Simon Petru și la celălalt ucenic pe care îl iubea Iisus și le-a zis: au luat pe Domnul din mormânt și nu știu unde l-au dus. Petru și celălalt ucenic au ieșit și au plecat spre mormânt. Au început să alerge amândoi împreună, dar celălalt ucenic a alergat mai repede decât Petru, asta era Ioan, și a ajuns cel din tâi la mormânt. S-a plecat și s-a uitat în lăuntru, a văzut fâșiile de pânză jos, dar n-a intrat. Simon Petru, care venea după el, a ajuns și el. A intrat în mormânt și a văzut fâșiile de pânză jos, iar ștergarul, care fusese pus pe capul lui Iisus, nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sul și pus într-un alt loc singur. Atunci celălalt ucenic, care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. Amin. Doamne Iisuse, te rugăm prin puterea Ta și prin Duhul Tău, dă-ne cuvântul Tău. Amin. Îți mulțumim că ești viu, mulțumesc că ai înfrânt moartea și mulțumesc că ne-ai dat și nouă nădejdea vieții veșnice. Mulțumim că ești în mijlocul adunării Tale și pentru că ești aici, te rugăm, arată-ți puterea, Doamne. Te rugăm, arată-ne și nouă cine ești Tu, arată-ne puterea Ta, arată-ne persoana Ta, arată-ne prezența Ta și te rugăm, hrănește Duhul nostru, hrănește sufletul nostru și trupul nostru spre slava numelui Tău. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Bună dimineața, Iisus Hristos este Domnul. Frați și surori, stimați ascultători, Paștele este sărbătoarea sărbătorilor. Nu există în creștinism o sărbătoare mai uimitoare, nu există în creștinism și nu există în întreaga lume o sărbătoare mai controversată, însă nu există în întreaga lume o sărbătoare de o amploare așa de mare ca sărbătoarea Paștelor, care înseamnă moartea, care înseamnă îngroparea și care înseamnă învierea glorioasă și biruitoare a Domnului nostru Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Dumnezeu mi-a pus pe inimă în această dimineață un mesaj care este foarte drag inimii mele și se găsește în textul pe care l-am citit și aș vrea în următoarele câteva momente în această dimineață să învățăm câteva adevăruri despre enigmele învierii. Enigmele învierii. Învierea Domnului Iisus categoric este cel mai enigmatic eveniment din întreaga istorie. Învierea Domnului Iisus și sărbătoarea aceasta, prasnicul acesta, este într-adevăr însă cel mai real eveniment din istorie. Pentru că într-o zi ca astăzi spune cuvântul lui Iisus Hristos, spune cuvântul lui Dumnezeu că Fiul lui Dumnezeu a înviat. Slăvit să fie numele. Însă, știți ce înseamnă Paște? Paște înseamnă, și noi sărbătorim acum tocmai Paștele, Paștele înseamnă a trece. În limba ebraică, Paște înseamnă a trece. Asta sărbătorim la Paște, când Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să instituie pentru prima dată Paștele în Egipt. Biblia spune că Paștele înseamnă a trece, adică Domnul trece. Înseamnă a trece. Verbul a trece, pe lângă altele, înseamnă și Paște. Paște înseamnă a trece. Hai să vă spun ce mai înseamnă Paștele. Paștele înseamnă a trece din robie în libertate. Să vă mai spun încă ceva ce înseamnă Paștele. Paștele înseamnă să treci din moarte la viață. Și Paștele mai înseamnă încă ceva. Paștele înseamnă să ieși și să treci din păcat la sfințenie. Și Paștele mai înseamnă încă ceva, să ieși, să treci din ură în dragoste. Acum, dacă Paștele nu înseamnă asta pentru noi, înseamnă că noi n-am experimentat Paștele.
Dacă Paștele, adică Iisus Hristos cel mort și cel înviat, nu înseamnă a trece dintr-o fază a vieții într-o altă fază a vieții, dacă Paștele nu înseamnă a trece din robie în libertate, din mizerie, din măgărie în sfințenie, dacă Paștele nu înseamnă a trece din moarte la viață și din ură la dragoste, înseamnă că noi nu ne-am întâlnit cu Iisus Hristos și nici nu-L cunoaștem pe Iisus Hristos, chiar dacă am auzit că Iisus Hristos a înviat. Paștele înseamnă a trece dintr-un loc într-altul. Paștele înseamnă progres. Înseamnă că Iisus Hristos a trecut prin Sfânta Sfintelor, înseamnă că perdeaua care despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor, prin ea Iisus Hristos a trecut și avem intrare liberă la Dumnezeu și putem să fim mântuiți și iertați de toate păcatele noastre, de trecutul nostru, și putem fi eliberați din moarte și să intrăm în libertate, în biruință, prin Iisus Hristos, Domnul nostru, slăvit să fie numele. Enigmele învierii însă sunt uimitoare. Tainele învierii sunt uimitoare. Enigma este taină ceva. Enigma este un lucru pe care îl știm, dar parcă nu-l știm foarte bine. Enigmatic este un lucru care nu l-am înțeles poate foarte bine. Despre asta aș vrea să vorbim în această dimineață, despre enigmele învierii. Și prima enigmă pe care eu am găsit-o în Ioan la capitolul 20 și este paradoxal adevărul acesta, e următorul. Dumnezeu face mari minuni în întuneric. Dumnezeu face mari minuni și, dacă vreți, cele mai mari minuni Dumnezeu le-a făcut în întuneric. Slăvit să fie Dumnezeu! Auziți ce spune cuvântul care l-am citit? În ziua din tâia săptămânii, Maria Magdalena s-a dus dis de dimineață la mormânt, pe când era încă întuneric, și a făcut o constatare extraordinară. Care era constatarea aceea? Zice, pe când era încă întuneric, s-a dus la mormânt și a constatat, a văzut că piatra fusese luată de pe mormânt. Știți care este adevărul pe care ni le spune Duhul lui Dumnezeu în această dimineață, prin textul acesta, prin învierea Domnului Iisus? Că Dumnezeu lucrează și în întuneric. Când întunericul este mai dens, nu vă temeți. Dumnezeu lucrează și în întuneric. Știți când a avut loc învierea Domnului Iisus Hristos? Poate că nici nu ne vine să credem, nici nu mai trebuie. Învierea Domnului Iisus Hristos a avut loc pe când era întuneric. Slăvit să fie Domnul! Am hotărât în urmă cu ani de zile, când am înțeles adevărul acesta, am hotărât să nu mă mai tem de întuneric sub nicio formă, nu mai vreau să mă tem de întuneric, nu mai pot să mă tem de întuneric, pentru că am învățat că Dumnezeu lucrează și în întuneric. Glorie acestui mare Dumnezeu! Întunericul, să știți că nu întotdeauna simbolizează absența lui Dumnezeu. În unele locuri din Scriptură, într-adevăr, întunericul simbolizează absența lui Dumnezeu, dar în cazul acesta, Biblia spune că Maria Magdalena, pe când era încă în întuneric, afară, era vorba de întunericul acesta fizic, s-a dus la mormânt și când colo face o constatare uimitoare și niciodată nu i-ar fi trecut prin cap că Dumnezeu există în întuneric, că Dumnezeu lucrează în întuneric, că Dumnezeu este prezent în întuneric. Și auziți ce constatare a făcut Maria Magdalena când ieșea din întuneric ziua spre lumină. A făcut această constatare, că piatra mare fusese dată la o parte de pe mormânt. Permiteți-mi să spun că nu există miracol mai mare în întreaga Scriptură decât acesta. În întuneric Dumnezeu se coboară și îngerii lui Dumnezeu se coboară și în întuneric Iisus Hristos biruiește moartea, biruiește pe diavolul, biruiește mormântul, biruiește sigiliul roman, biruiește ura oamenilor, pentru că Dumnezeu este prezent și activ și în întuneric, slavă lui Dumnezeu! Nu vă temeți de întuneric! Să știți că planeta este în întuneric tot mai dens.
Zilele pe care noi le trăim sunt zile de întuneric spiritual. Însă știți care este bucuria și nădejdea mea? Că în întuneric Dumnezeu lucrează. Atunci când viața ta este înconjurată de întuneric, așa cum era Maria Magdalena, ea era înconjurată de întuneric, dar nu și-a dat seama, doar mai târziu când a ajuns în fața mormântului, și-a dat seama că în întuneric Dumnezeu lucrează, că în întuneric nu trebuie să te temi dacă crezi în Dumnezeu și că în întuneric Dumnezeu face cele mai mari minuni. Când noi dormim în întuneric, în general, e întuneric când dormim, Dumnezeu nu doarme. Dumnezeu își face treaba și când noi dormim și când suntem în întuneric, și poate că în această dimineață ieși într-un anume întuneric. Eu nu cunosc care este întunericul tău, însă vreau să spun așa, că dacă te încrezi în Dumnezeu, Dumnezeu întotdeauna, când întunericul pare cel mai dens, se coboară și dă piatra la o parte. Glorie lui Dumnezeu! Să vă spun cum a început prima zi a creației. Și ce spune cuvântul lui Dumnezeu în Geneza, la capitolul 1, versetul 5, cuvântul lui Dumnezeu face o afirmație extraordinară. Geneza 1 cu 5 zice așa: Dumnezeu a numit lumina zi, iar întunericul a numit noapte. Și acum, astfel, zice Duhul lui Dumnezeu, astfel a fost o seară și apoi a fost o dimineață. Și pe urmă scrie cuvântul: aceasta a fost ziua întâi. Amin. Fraților, înainte ca să fie lumină, în lumea lui Dumnezeu, când Dumnezeu lucrează, și aici lucra Duhul lui Dumnezeu în Geneza, capitolul 1, înainte de a fi lumină, întotdeauna este întuneric. Dar Dumnezeu are și întunericul în calculul lui și Dumnezeu în întuneric lucrează. Asta, ziua, la Dumnezeu ziua, cuprinde și noaptea. Amin. La Dumnezeu ziua cuprinde nu numai lumina, ci la Dumnezeu ziua cuprinde și noaptea. Biblia spune: astfel a fost o seară, a fost o noapte și pe urmă a fost o dimineață. Dumnezeu, și asta este una dintre enigmele învierii, Dumnezeu face mari minuni în întuneric, slăvit să fie Dumnezeu. Însă întunericul trebuie să ne pună foarte serios pe gânduri. Întunericul trebuie să ne pună foarte serios pe gânduri și să ne încurajeze, pentru că Dumnezeu lucrează în întuneric. S-ar putea ca în această dimineață familia ta să fie în întuneric, relația dintre tine și cel de lângă tine să fie în întuneric, s-ar putea relația dintre soț și soție să fie în întuneric, părinți și copii în întuneric, tu și cei de lângă tine și în lumea ta să fie întuneric. Însă știți care este vestea bună a învierii? Că Dumnezeul istoriei, că Iisus Hristos a făcut o mare minune tocmai în întuneric, când era întunericul mai dens și când diavolul credea că el stăpânește și că el este în control, când fariseii și cărturarii se rugau să nu cumva să învieze Iisus Hristos, când Pilat și-a pus pecetea și a zis nimeni nu-l mai scoate pe ăsta din mormânt, Iisus Hristos în întuneric a biruit, pentru că el este un Dumnezeu care biruiește în întuneric, pentru că el este lumină, slăvit să fie Dumnezeu. Nu vă temeți de întuneric. Nu vă temeți de întuneric, pentru că în întuneric a înviat Iisus Hristos, slăvit să fie Domnul. Există un alt verset în Geneza, la capitolul 15. Și versetul ăsta este uimitor pentru mine, în Geneza 15 cu 12. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune încă un lucru foarte enigmatic. Ne descrie Geneza 15 cu 12, ne descrie un lucru foarte enigmatic și auziți ce spune Scriptura. Când Dumnezeu a făcut legământ cu Avram, Domnul i-a mai zis: eu sunt Domnul care te-a scos din Ur, din Haldeea, ca să-ți dau în stăpânire țara aceasta. Avram a răspuns: Doamne Dumnezeule, prin ce voi cunoaște că o voi stăpâni? Și Domnul i-a zis: ia o juncană de 3 ani, o capră de 3 ani, un berbec de 3 ani, o turturea și un pui de porumbel. Avram a luat toate dobitoacele acestea, le-a despicat în două și a pus fiecare bucată una în fața alteia, dar păsările nu le-a despicat. Și acum 11. Păsările repitoare s-au năpustit peste stârvuri, dar Avram
le-a izgonit. La apusul soarelui, un somn adânc a căzut peste Avram. Și iată că l-a apucat o groază și un mare întuneric. Și acum, surpriză. În groaza și în întunericul acela dens, un mare întuneric, un dens întuneric, auziți, și Domnul, auziți ce se petrece, și Domnul a zis lui Avram. În întuneric, Domnul i-a vorbit lui Avram. Știți ce cred, frați și surori? Cred la modul foarte serios și sper să nu fiu interpretat absolut deloc greșit. Că din când în când, toți avem nevoie să trecem prin întuneric. Pentru că în întuneric, Dumnezeu uneori ne vorbește cel mai bine. Și doar în întuneric, îl auzim pe Dumnezeu cel mai bine. Doar în întuneric, când suntem speriați și suntem panicați și am ajuns într-un anume colț, doar acolo strigăm mai bine după Dumnezeu și Dumnezeu în întuneric începe să facă cele mai mari minuni. Dumnezeu în întuneric i-a vorbit lui Avram și i-a făcut o promisiune extraordinară și a spus: îți voi da un fiu și tu vei stăpâni țara și sămânța ta după tine va locui în toată țara aceasta și nici nu o poți număra. Slavă lui Dumnezeu! Când Maria Magdalena credea că totul s-a sfârșit și a dat seama că Dumnezeu face cele mai mari minuni în întuneric. Amin. Să vă spun o chestiune care am citit-o de dimineață pe internet despre Derek Redmond. Asta este un englez alergător la 400 de metri sprint. La Jocurile Olimpice din Barcelona a concurat el în 1992. Barcelona, pentru cei ce nu știți, dacă nu greșesc eu, e prin Spania. Și Derek Redmond ăsta a luat startul bine, este un englez, este de culoare și el și familia lui și s-a pregătit foarte bine, însă după ce a plecat și pistolul le-a dat startul și a luat sprintul acela foarte bine și a mers foarte bine, era al doilea mi se pare, așa l-am văzut pe traseul lui, acolo în stadion, la un moment dat i s-a dislocat un tendon al lui Ahile, tendonul lui Ahile. I s-a dislocat și a căzut. Toți au trecut pe lângă el. El s-a ridicat după ce a căzut și a început să meargă spre start. Exact cam așa, spre start. Și la un moment dat, din public, sare un bărbat. Toți gardienii aceia au încercat să-l oprească, dar un bărbat foarte solid a ieșit, a țâșnit din public și s-a dus și l-a luat pe ăsta de după brațe. Și a ieșit un bodyguard și s-a dus: n-ai ce căuta aici? Și am văzut eu azi dimineață cum bărbatul acela negru a spus: lasă-mă în pace! Și gardianul a plecat. A venit un alt gardian și a zis: n-ai ce căuta aici, te rog să părăsești pista aceasta de alergare. Și a spus: lasă-mă în pace, sunt tatălui. Și l-a luat pe Derek, tatăl, l-a luat de mână, fiul a început să plângă pe umărul tatălui și au ajuns împreună la start. Au ajuns la linia de sosire. Tot stadionul s-a ridicat în picioare. Și l-au aplaudat mai acătări decât dacă ar fi câștigat premiul și medalia. Știți ce am înțeles eu de aici? Că în întunericul cel mai mare al acestui sportiv, Derek Redmond, tatăl a fost aproape și i-a sărit în ajutor. Știți ce cred? Cam așa este și Dumnezeul nostru. Exact așa este și Dumnezeu atunci când îl ai de tată. Amin. Și când ne este cel mai greu, ține cont, Dumnezeu sare în apărare și sare în ajutor. Și știți care este frumusețea? Te duce la linia de sosire. Slăvit să fie Domnul! În întunericul cel mai mare, Dumnezeu este cu noi. În întunericul cel mai mare, Domnul face cele mai mari minuni. Slăvit să fie Domnul! Însă știți care este secretul? Să rămânem pe linia de alergare. Domne, chiar dacă mă prăbușesc, dar stai acolo. Chiar dacă mă prăbușesc, nu ieși.
de pe linia de pe traseu, nu ieși de pe cale, stai acolo, chiar dacă te-ai prăbușit, chiar dacă ai alunecat, chiar dacă ai căzut, chiar dacă ți s-a luxat în Domnul, ți s-a rupt piciorul, rămâi acolo, rămâi însă pe linie, însă nu te lăsa, ridică-te, că Dumnezeul învierii va veni și te va ajuta și te va duce la sosire, la linia de sosire, și acesta este marele nostru Iisus Hristos. Dumnezeu face cele mai mari minuni în întuneric, pentru că în întuneric a înviat Iisus Hristos, glorie Domnului. Însă aș vrea să mai învățăm încă ceva despre enigmele învierii. În Ioan la capitolul 20, versetul 9, cuvântul lui Dumnezeu spune încă un lucru fenomenal. Sau 8 și 9. Atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. A intrat și el, a văzut și a crezut. Și auziți ce am înțeles eu aici. Căci tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Amin. Tot nu pricepeau că după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Unul dintre cele mai mari favoruri pe care Dumnezeu ni le dă, știți care este? Este harul înțelegerii Scripturilor. Și ce înseamnă har? Printre multe alte favoruri, Dumnezeu să-ți dea capacitatea, abilitatea să pricepi cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că sunt destui oameni care au Biblia în mână și o citesc și nu pricep absolut nimic. Și spune evanghelistul Ioan, zice, atunci celălalt ucenic care ajunsese cel din tâi la mormânt, a intrat și el și a văzut și a crezut. Căci tot nu pricepeau că, după Scriptură, Iisus trebuia să învieze din morți. Glorie lui Iisus Hristos! Ce am înțeles eu de aici? Există două tipuri de credință, domnilor și domnilor. Există două tipuri de credință, și auziți tipul de credință care l-a avut Ioan și Petru în momentul acela. Să vezi și pe urmă să crezi. Na, asta e foarte simplu. Să vezi și să crezi. Păi ok, funcționează. La ori și cine. La ori și cine funcționează să vezi și să crezi. Și de fapt nu mai prea este credința aia. Este mai mult vedere. Dar Biblia spune că ăștia au văzut și au crezut. Asta este cea mai mică credință cu putință. Este cea mai slabă credință, este să vezi și să crezi. Să vă vorbesc însă și să vă spun ceea ce dumneavoastră știți că urmează să spun. Auziți cel de-al doilea tip de credință de care avem toți nevoie. Să crezi și pe urmă să vezi. Asta este credința despre care vorbește Noul Testament. Nu să vezi ca să crezi, ci să crezi ca pe urmă să poți să vezi. Amin. Oamenii ăștia nu pricepeau că după Scriptură Iisus Hristos trebuia să moară a treia zi, să învieze, pentru că după Scriptură Iisus Hristos împlinea planul de mântuire a lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. Fiți atenți, între cele două, când este vorba de Dumnezeu, fraților, ăștia ucenici au avut un mare favor, privilegiu, că ei l-au văzut fizic pe Iisus Hristos. Noi avem un favor mai mare, că nu-L vedem fizic pe Iisus Hristos, însă știți care este favorul nostru? Să luăm pe Dumnezeu 100% pe cuvânt. Știți care este favorul nostru? Să nu vezi, dar să crezi. Asta este credința pe care Dumnezeu o dorește de la fiecare dintre noi. Doamne, dă-ne-o tuturora. Amin. Există două tipuri de credință. Prima este slabă, să vezi și să crezi. Și cineva a spus, Domnule, dacă văd, o să cred. Însă principiul Noului Testament și al lui Dumnezeu este că Dumnezeu, în general, nu-ți dă dovezi
decât prea puține ale existenței Lui și te obligă să-L iei pe cuvânt. Amin. Am învățat din Scripturi o chestiune fenomenală și vă rog să nu o uitați, dacă se poate să nu o uitați, și trebuie să o spun acum și aici. Biblia nu-L explică pe Dumnezeu. Biblia însă îl declară pe Dumnezeu. Amin. Biblia nu-L explică pe Dumnezeu, asta este iarăși o enigmă, dar Biblia îl declară pe Dumnezeu și noi am hotărât să credem ceea ce Biblia declară despre Iisus Hristos. Că El a biruit moartea, că El va birui în continuare tot răul din lume, că El va birui și firea noastră. Biblia nu-L explică, dar Biblia îl declară pe Dumnezeu, și inteligenți și înțelepți sunt oamenii care hotărăsc să creadă tot ce spune cuvântul lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta! Am spus că există două tipuri de credință și acum vreau să le formulez altfel. Există credință prin educație și, pe urmă, există credință prin revelație. Și ce înseamnă credință prin educație? Te educi tu, părinții te educă. La școala duminicală, când te duci la biserică, ca și copil, ca adolescent, acolo te educă, părinții te educă. La orele de religie, în România, oamenii, tinerii sunt educați, copiii sunt educați că Dumnezeu există și că Iisus Hristos a înviat. Și așa cum s-a citit la momentele de rugăciune, știm cu toții. Și acum vă dau un exemplu. Hristos a înviat. Și toată România spune adevărat că a înviat. Dacă azi noapte la orele 11, 12, 1, 2 aș fi fost pe străzile Timișorii, dar eu îl lăsam pe Dumnezeu în întuneric să-și facă lucrarea. Eu dormeam în întuneric. Însă dacă m-aș fi dus pe stradă la orele 11, 12, 1, 2 și aș fi spus Hristos a înviat, răspunsul era clasic, adevărat. Hristos a înviat, adevărat că a înviat. Și ce-i cu asta? Asta este o informație care o primim prin educație. Dar nu ne ajută cu nimic. Știți de ce avem nevoie? Avem nevoie de educație. Dar mai avem nevoie de încă ceva, fraților, ca viața să ne fie mântuită, să fim transformați și să fim eliberați. Avem nevoie de educație, dar avem nevoie și de revelație. Amin. Și ce înseamnă revelație? Revelație este un cuvânt biblic sau descoperire. Înseamnă că Dumnezeu, în toate enigmele vieții tale, vine și ți se descoperă. Dumnezeu lasă alte lucruri la o parte și vine și îți vorbește ție. Înseamnă că Dumnezeu îți apare și tu ești convins că Dumnezeu există, tu ești convins că Dumnezeu ți-a vorbit. Și ce înseamnă revelație? Ce i s-a întâmplat lui Saul pe drumul Damascului? Saul din Tars a plecat din Ierusalim prigonitor și a ajuns la Damasc predicator și propovăduitor. De ce? Pentru că între Ierusalim și Damasc a avut o revelație. Ce înseamnă revelație? Iisus Hristos a venit la el și i-a vorbit. Asta înseamnă revelație. Și când vine cel viu la tine și îți vorbește, nu mai poți fi ca înainte, slăvit să fie Domnul. Și ce s-a întâmplat cu Saul? A plecat din Ierusalim prigonitor, dar ajunge în Damasc propovăduitor. A plecat din Ierusalim iudeu, a plecat din Ierusalim rău și ajunge în Damasc bun, bun, bun. De ce? Ia, pleacă din Ierusalim lup și ajunge în Damasc miel. De ce? S-a întâlnit cu mielul lui Dumnezeu care ridică păcatele lumii. Glorie Domnului! Asta înseamnă revelație. Asta înseamnă revelație. Asta înseamnă revelație. Nu doar educație. Educația este bună, te ajută până la un moment dat. Uitați-vă la copiii noștri din casele noastre. Le-am dat educație creștină și își mai fac unii semnul Sfintei Cruci. Alții se mai duc duminica, sâmbătă, noaptea la înviere, mai aprind o lumină și bine fac. Dar nu le ajută la nimic, că tot bandiți sunt, tot răi sunt, tot curvari sunt, tot bețivi sunt, toți hoți sunt, tot plini de răutate sunt, tot răzvrătiți sunt. De ce? Pentru că nu-i ajută. Ei au educație și asta e bun, dar nu-i suficient. Trebuie și revelație. Doamne, dă-ne revelația. Doamne, descopere-ne Tu că
A avea credință prin educație e bun, dar nu te ajută. Și de ce creștinismul și pocăința unora dintre noi nu funcționează? Pentru că avem doar educație creștină, dar nu avem revelație creștină. Și din cauza aceasta, unii dintre noi mergem tot șchiopătând. Unii dintre noi suntem mereu înfrânți. Alții suntem căzuți și nu se mai ridică niciodată. De ce? Pentru că ei cred. Ei au educație. Dar dacă n-ai revelație, n-ai nimic. Și ce înseamnă enigmele învierii? Că Domnul îți dă revelație. Înseamnă că Domnul vine la tine. Și în momentul când te întâlnești cu Iisus Hristos, viața ta se schimbă la 180 de grade, slăvit să fie Domnul. Este extraordinar să înțelegem, fraților, că scripturile trebuie crezute și practicate în totalitate. Știți care a fost hiba lui Petru și a lui Ioan și a Mariei Magdalena și a tuturor ucenicilor? Este că ei știau scripturile, dar au uitat scripturile și nu credeau scripturile, și mai degrabă au crezut farisei și cărturari și preoții. Când s-au dus la Pilat, a spus guvernatorule, te rog să pui o strajă dublă, să blindezi, să trimiți niște sepepiși mai mulți, că ăsta a zis Iisus că o să învieze. Zice, nu cumva să învieze și ucenicii să zică că a înviat sau nu. Au zis preoții, zice, nu cumva să vină ucenicii să-i fure trupul și să zică că a înviat. Mari preoți și preoții și farisei și gărturarii credeau în învierea lui Iisus Hristos mai mult decât credeau ucenicii. Știți ce trebuie să învățăm în această dimineață, frați și surori, aici, în enigmele învierii? Este că priceperea, așa a zis cuvântul, căci tot nu pricepeau că după Scriptură Iisus trebuia să învieze din morți. A pricepe Scripturile, și ce înseamnă? Înseamnă a crede tot ce spun Scripturile. A pricepe Scripturile înseamnă a-ți face timp să meditezi cuvântul lui Dumnezeu, pentru că doar prin meditație vine puterea cuvântului lui Dumnezeu, prin Duhul lui Dumnezeu în ființa ta și îți schimbă viața și te redirecționează și îți dă un nou destin, slăvit să fie Domnul. Și ce este priceperea? Este abilitatea de a înțelege și de a crede toată Scriptura prin revelație duhovnicească. Amin. Nu vă opriți, doamnelor și domnilor, care priviți acum pe internet sau în televizor și sunteți aici în locul acesta, nu vă opriți doar la credință prin educație. Nouă ne trebuie credință prin revelație și trebuie să pricepem că după Scriptură Iisus trebuia să învieze și trebuie să mai pricepem că toată Scriptura este adevărată, s-a împlinit, se împlinește, se va împlini, slăvit să fie Domnul. Credința este extraordinar de importantă, credința care vine de sus. Un om de afaceri trebuia să plece într-un alt oraș și a închiriat un avion și în drumul acesta de afaceri a invitat-o și pe soția lui. Și a spus, draga mea, uite ce, mă duc într-o vizită de afaceri undeva într-un alt oraș și tare aș vrea să vii și tu cu mine. Uite, am închiriat un avion, un bimotor cu două motorașe, un avion mic, Cessna se numește, și ce tare aș vrea să vii și tu cu mine. Uite, suntem numai pilotul și noi doi. Te rog să vii cu mine. Ăsta chiar își iubea soția, știi? Și vrea să o aibă pe soție tot timpul cu el. Și a zis, te rog să vii cu mine. Femeia s-a gândit puțin și după câteva momente, după ce inițial a dat din cap și a spus, o, mulțumesc, o să vin. După aceea s-a dus la el și a spus, dragul meu, am decis să nu mai vin. De ce? A zis soțul necăjit. Și ea a zis, pentru că avionul e prea mic. Avionul este prea mic. Și pentru că soțul și-a dat seama ce este în mintea ei, a zâmbit și a zis, draga mea, credința ta e prea mică. Însă femeia, zâmbind, a replicat și ea un lucru care mi-a atras atenția și a zis, nu, dragul meu, avionul e prea mic. Și ce a făcut soțul? Pentru că a vrut ca soția lui totuși să meargă cu el și
știa că soția lui nu se va urca într-un Cessna din ăla mic, a rezervat atunci bilete la o cursă de pasageri, de la un avion din ăla mare, de 300 de locuri sau acum azi de 500 de locuri, și soția a plecat cu el. Pentru că, știți ce s-a întâmplat? Credința ei a crescut, pentru că dimensiunea avionului a crescut. Și ce înseamnă asta? Marele obiect al credinței, vorbesc acum despre femeia aceea, obiectul credinței ei a determinat cât de mare în final a fost credința. Acum să vă spun care este obiectul credinței noastre. Obiectul credinței noastre este Iisus Hristos. Și dacă Iisus Hristos este Dumnezeu, și dacă Iisus Hristos a biruit moartea, merită să ne punem în El toată credința, fraților. Credința noastră nu depinde de un avion, mic sau mare, ci credința noastră depinde de cel mai mare Dumnezeu. Și Biblia spune că nici cerurile cerurilor nu-L pot încape pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este atotputernic, El este infinit și este slăvit, slăvit să fie numele. Amin. Însă în încheiere aș vrea să învățăm încă un lucru. Al treilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață, și vă rog să nu-l uitați, este și se găsește într-un pasajul pe care nu l-am citit. Dar Maria ședea afară lângă mormânt și plângea. Pe când plângea, s-a plecat să se uite în mormânt și au văzut doi îngeri în alb șezând în locul unde fusese culcat trupul lui Iisus. Unul la cap și altul la picioare. Femeie, i-au zis ei, pentru ce plângi? El i-a răspuns, pentru că au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. Auziți cum se referă Maria la Iisus Hristos? Domnul meu. Asta înseamnă creștinism autentic. În rest e vrăjală. Domnul meu. Nu doar Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Dar Iisus Hristos este Domnul meu. Aia înseamnă mântuire. Amin. Alo, amin. Iisus Hristos este Domnul meu. Aia înseamnă cer, aia înseamnă viață din belșug. Faceți un studiu și vedeți ce s-a întâmplat în viețile tuturor celor ce l-au făcut pe Iisus Hristos Domnul lor. Noi spunem Iisus Hristos este Domnul, însă aia nu ne mântuiește. E ca și când zici Hristos a înviat, dar nu te mântuiește. Ce mă mântuiește pe mine este când îl fac pe Iisus Hristos Domnul meu. Amin. Și noi am învățat lucrul acesta, însă ea zice... Pentru că plângea, pentru că, zice îngerilor, pentru că l-au luat pe Domnul meu și nu știu unde l-au pus. După ce a zis aceste vorbe, s-a întors și a văzut pe Iisus stând acolo în picioare, dar nu știa că este Iisus. Femeie, i-a zis Iisus, de ce plângi? Pe cine cauți? I-a crezut că este grădinarul și i-a zis, Domnule, dacă l-ai luat, spune-mi unde l-ai pus și mă voi duce să-l iau. Iisus i-a zis, Marie. Ea s-a întors și i-a zis în evreiește, rabunii, învățătorule, nu mă ținea, i-a zis Iisus, căci încă nu m-am suit la tatăl meu, ci du-te la frații mei și spune-le că mă voi sui la tatăl meu și tatăl vostru, la Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Maria Magdalena s-a dus și a vestit ucenicilor că a văzut pe Domnul și că i-a spus aceste lucruri. Amin. Iată un ultim adevăr, o ultimă realitate uimitoare și iarăși enigmatică și paradoxală. E posibil ca însuși Domnul Iisus să ne vorbească și noi să nu știm. Iisus vorbea cu Maria și zice cuvântul lui Dumnezeu, dar nu știa că este Iisus. Iisus o întreabă, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Dar nu știa că este Iisus. Știți care este adevărul cu care vreau să vă las în inimă în aceste momente de dimineață? E posibil ca chiar Domnul Iisus să ne vorbească, dar noi să nu știm. Îngerii au pus aceeași întrebare, femeie, de ce plângi? Și pe urmă vine Domnul Iisus și spune, femeie, de ce plângi? Pe cine cauți? Ea nu știa că este Iisus. Știți care este adevărul pe care îl spune Duhul Sfânt aici? Noi trăim, fraților, într-un război al vocilor. Suntem bombardați de tot felul de voci, de tot felul de voci.
Îngerii ăia albi ne vorbesc. Formă ne vorbesc și îngerii ăia negri ne vorbesc și ăia. Dar în mulțimea aceasta de voci, nu uitați că vorbește și Iisus Hristos. Acum, întrebarea se pune, cum pot distinge vocea lui Iisus în tumultul acesta de voci străine? Cum pot ști? Vă dau două sfaturi. Dacă vreți să distingeți și să știți când vă vorbește Iisus, numărul 1, trebuie să cunoașteți foarte bine cuvântul lui Iisus. Mulțumesc de aminul puternic. Știi, dacă te familiarizezi cu o voce, o distingi. Eu, de sărbătorile acestea, am făcut câteva urări, am sunat câțiva pastori, câțiva frați, câteva surori și am salutat. Așa cum știu eu să salut și fiecare știm în felul nostru. Și la un moment dat m-am oprit, am vorbit cu cineva, n-am spus cine sunt și zic, știi cu cine vorbești, frate? Zice, cum, frate? Zice, aveți, frate Daniel, aveți o voce inconfundabilă. Hopa, zic, ce înseamnă aia? Era familiarizat cu vocea mea. Și n-a confundat-o. Când sunt familiarizat cu vocea lui Iisus Hristos, pot să fie multe alte voci în jurul meu care să-mi vorbească. Chiar îngerii să-mi vorbească. Chiar demonii să mă ispitească. Eu știu care este vocea lui Iisus și doar pe aceea o ascult. Doar pe aceea o urmez. Doamne, ajută-mă la aceasta. Asta înseamnă creștinism. În rest este înșelătorie, auto-înșelătorie și șmecherie. Creștinism înseamnă în tumultul și în războiul vocilor multiple cu care suntem atacați în fiecare moment. Atâtea sirene ne atacă, atâtea voci ne cheamă, atâtea brațe sunt deschise în dreptul nostru și spun, haide, haide, vino, vino. Și trăim într-un război al vocilor. Creștinism autentic și înviat. Și ce înseamnă? Să disting vocea, să cunosc vocea și să urmez vocea lui Iisus, pentru că am încredere în vocea lui Iisus Hristos. Doamne, ajută-ne la aceasta. Închei cu o povestioare frumoasă. Îmi place, unii o știți deja, este clasică, dar este foarte bună pentru momentul acesta de sărbătoare. Este o ilustrație, este imaginația cuiva, dar foarte, foarte simbolică și motivatoare, despre un turist care făcea alpinism de unul singur prin ceva munți și într-un moment de neglijență alunecă și se prăbușește într-o prăpastie foarte adâncă, însă în prăbușire reușește să se prindă cu chin cu vai de o rădăcină. Știa că rădăcina nu o să-l țină mult și a început să strige, ajutor! Cum strigă un om disperat. Ajutor! Un om în fața morții nu mai are pardon de nimeni. Ajutor! Ajutor! Și nimic, doar ecoul. Ajutor! Nimic. La un moment dat spune da. O voce spune da. Ce vrei? Ajutor! Scapă-mă! Cine ești? Întreabă omul atârnat de rădăcină. Și vocea spune, sunt Dumnezeu. Ești Dumnezeu? Da! Scapă-mă! Bine, o să te scapă, a zis Dumnezeu. Dă drumul rădăcinii. Pauză și într-o dată din nou. Ajutor! Mai e cineva pe aici? Andrei a priceput. Știți care e, ce înseamnă creștinism, frați și surori? Să ne vorbească Domnul prin cuvânt și noi să avem încredere în El și să ascultăm de El. Asta înseamnă creștinism. Domnul ne vorbește, Domnul îi vorbea Mariei, dar Maria nu știa că este Iisus. Noi știm că este Iisus pentru că avem cuvântul Lui acum. Și nu mai putem să o dăm nici în stânga, nici în dreapta, pentru că avem dreptarul cuvântului Lui și cuvântul Lui este adevărul. Și Domnul ne vorbește, tu știi că în această dimineață Domnul îți vorbește. Vai de oamenii cărora Domnul le vorbește și nu ascultă. Și ilustrația aceasta este superbă pentru că vorbește despre rațiunea omului modern care nu prea are încredere în Dumnezeu decât doar în instinctele lui, în planurile lui și în capacitatea lui de a rezolva lucrurile.
Și ce înseamnă înviere? Înviere înseamnă să am încredere totală în Iisus Hristos. Înviere înseamnă să am încredere totală în cuvântul lui Iisus Hristos. Vă pun o întrebare. Câți dintre dumneavoastră credeți că Iisus Hristos a înviat? Vă rog să ridicați o mână. Și vă rog să vă ridicați și în picioare. Slăviți să fie Domnul. Slăviți să fie Domnul. Dar cum să vă zic ceva? Cei ce n-ați ridicat mâna la întrebarea mea, dacă credeți că a înviat Iisus, n-ați ridicat mâna, vă spun de acum condoleanțe veșnice. Pentru că să știi că în cer vor ajunge doar oamenii care cred că Iisus a înviat și se supun cuvântului Lui. Amin. Creștinism și înviere și Paște înseamnă că trebuie să avem încredere totală în Iisus Hristos. Dacă avem încredere în cuvintele sale, vom avea iertare. Dacă ne supunem cuvintelor lui Dumnezeu, vom avea viață din belșug. Dacă am îndrăsneala să mă supun cuvântului lui Iisus Hristos, uneori El îmi spune lucruri care nu-mi plac, dar îmi fac bine. Uneori Domnul spune, dă drumul rădăcinii, că te omoară dacă mai stai mult legat de rădăcina aceea. Dă drumul, ia mâinile de pe ea, că te ucide. Și noi totuși știm că este vocea Domnului, dar nu-i dăm drumul. Domnul în această dimineață spune, dă drumul păcatului din viața ta, că te omoară. Dă drumul șarpelui de care te ții, că te omoară. Și ai curajul să te încrezi în mine. Domnul îi vorbea Mariei, dar Maria nu știa că este Iisus. Noi însă avem privilegiul să știm că acesta este Domnul. Aici este cuvântul Domnului și să-L urmăm pe Domnul toată viața noastră pentru a avea viață din belșug, pentru a avea iertare, pentru a avea vindecare. Doamne, dă-ne-o tuturor. Amin. Doamne Iisuse, mulțumesc că ai înviat și nu mai mor niciodată și te slăvim pentru această sărbătoare a sărbătorilor. Pentru că Tu, Hristos, Paștele nostru ai fost jertfit. Însă ai și înviat, glorie ție. Te laud pentru adunarea ta în sărbătoare. Te laud pentru tinerii, bărbații, femeile care toți ne-ai adus aici în această dimineață să ascultăm cuvântul tău. Te slăvesc că și cuvântul tău este viu și lucrător și mulțumesc că toți care îl primesc în inima lor și cred tot cuvântul tău și sunt hotărâți să primească cuvântul și să se supună, tu le vei da vindecare, le dai iertare și le dai reabilitare și le dai harul de care au nevoie, slavă ție! Îți mulțumesc că ești Dumnezeul acestei biserici, Doamne, și te declarăm prin credință Dumnezeul acestei țări. Și în numele Domnului Iisus, Duhule Sfânt, te rog, mergi de la inimă la inimă, Doamne, și toți oamenii care ascultă cuvântul acesta, mesajul acesta, te rog, deschide-le inima, Doamne, și ajută-le, Doamne, să te facă Domnul lor, Mântuitorul lor, stăpânul vieților lor și al familiilor lor prin Duhul Tău cel Sfânt. Aleluia! Amin! Aș vrea să rămânem încă câteva momente în rugăciune. Domnul îți vorbește, oare tu știi? Tu știi. Domnul este în locul acesta și îi pasă de tine. Domnul a venit la întâlnirea cu tine și n-ai ajuns aici accidental în această dimineață. Poate că undeva printr-un cotlon al minții tale spui, eu am venit aici. Îți dau o veste bună, e adevărat că tu ai venit aici, însă ceea ce te-a motivat să vii aici, la această locație, acum, să asculți cuvântul acesta, este Duhul lui Dumnezeu. Domnul Iisus a înviat și a înviat și pentru tine. Poți fi mântuit și tu, chiar acum, în aceste momente. Și dacă vrei mântuire, dacă vrei transformare, dacă vrei viața celui înviat să vină și în inima ta și în viața ta, te rog să spui după mine aceste cuvinte în șoaptă. Tu cu gura ta spune-le, fie că ești în fața televizorului sau a internetului, fie că ești acum în adunare. Dacă vrei ca Iisus Hristos, cel înviat, să-ți devină Domn, să-ți devină Dumnezeul tău, Domnul tău, Stăpânul tău, dacă vrei viață veșnică în împărăția lui Dumnezeu, roagă-te împreună cu mine și zi așa. Doamne Iisuse, fie-ți milă de mine, păcătosul. Mulțumesc că ai înviat și mulțumesc că mi-ai vorbit și mie în această dimineață. Acum te primesc în inima mea, cu pocăință și cu credință,
mă smeresc înaintea ta, primește-mă. Spală-mă în sângele tău de orice păcat. Și ajută-mă ca prin Duhul tău cel Sfânt, Tată, să te cunosc, să te înțeleg și să te urmez toată viața mea. Doamne Iisuse, mulțumesc că ai devenit și Mântuitorul meu. Te slăvesc că mi-ai iertat toate păcatele și de azi înainte voi urma doar pe căile cuvântului tău. Ajută-mă la aceasta. Amin. Rămâne-mă rugăciune încă câteva secunde cu toții. Dacă te-ai rugat așa, te rog să ridici o mână sus. Doamne, slavă ție! Mulțumesc pentru îndrăsneala care au avut-o bărbați și femei, tineri și tinere, să ridice mâna înaintea ta și să intre în legământ cu tine. Peste toți cei ce te-au chemat în inima lor, pun acum, Doamne Iisuse, puterea sângelui tău peste ei. Chemăm peste ei curățirea în sângele tău. Și mulțumesc că de acum, prin Duhul tău cel Sfânt, care deja l-ai pus în inima lor, le dai putere să te urmeze, să se pocăiască și să se supună cuvântului tău în totalitate. Te laud că ei de acum sunt proprietatea ta pentru totdeauna. Acum la despărțire toți ne încredințăm în brațul tău și harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea Tatălui Ceresc și părtășia Duhului Sfânt să rămână în ei, să rămână în noi, să rămână în familiile noastre de acum și în veci de veci și în întreaga eternitate. Aleluia! Amin!